Antreprenoriatul social, o soluție pentru economia durabilă. 42 de companii au fost înființate cu ajutorul proiectelor din cadrul programului operațional Capital Uman din 2019 și până în prezent. Acestea au contribuit la combaterea sărăciei prin integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și prin dezvoltarea serviciilor locale. Astăzi l-am chemat să prezinte, să vadă toată lumea modul în care ei au evoluat, în care s-au dezvoltat de la planul de afaceri de acum 2 ani până la acest moment care înseamnă finalul proiectului nostru și încununarea, cred eu, cu succes a tuturor afacerilor. Consider că la acest moment feedback-ul lor, care se traduce prin dorința de a mai depune proiecte sau de a mai participa în proiecte, este munca și a lor și a noastră și este o evoluție extraordinară în final. Ceea ce este important este că fiecare din această companie a beneficiat de un ajutor de la stat de 100.000 de euro, dar a și creat din luna a treia de funcționare câte 5 locuri de muncă. Obligatoriu, acești oameni se regăsesc din regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est, iar persoanele încadrate trebuie să fie integrate ca persoane defavorizate pe piața forței de muncă. Deci nu orice persoană calificată poate să vină către aceste SRL-uri. Pe de altă parte, ele au fost înregistrate și avizate de către Direcția de Muncă și Protecție Socială din fiecare județ, care le-a dat statutul de întreprindere socială, obligându-i astfel ca 70% din venitul provenit să vină către un ONG cu care au un acord de parteneriat. Suntem pe piață din 2019, ne-am înființat prin ajutorul programului POCU, primul pas în antreprenoriatul social. Avem 5 angajați. Obiectul principal de activitate este dezvoltarea imobiliară și noi oferim suportul către o bună dezvoltare. Asigurăm stratul suport pentru platforme Smart City, pentru primării, totodată oferim și servicii de urmărire a recoltelor. Economia socială este un mix atunci când nici economia privată sau economia făcută de stat nu funcționează. La nivelul Uniunii Europene s-a făcut acest hibrid economie socială care poate să răspundă unor nevoi pe care societatea nu poate să le adreseze altfel. Ceea ce vedeți astăzi aici sunt firme care merg și funcționează pe această economie socială. A fost un început mai greu în România, cu o lege în 2015, dar de când s-a făcut această lege, pe economie socială s-a văzut o creștere semnificativă an de an a firmelor de economie socială. Și ne bucurăm să le vedem astăzi cu produsele lor expuse, arătând că și în România se poate face acest lucru. Și, din fericire, România este printre țările din Uniunea Europeană lider în partea asta de economie socială. Alături de Portugalia, Polonia, suntem printre cei mai curajoși în a adopta acest nou tip de economie. Valoarea totală alocată întreprinderilor sociale este de 4.200.000 de euro, fiecare întreprindere socială primind o finanțare de 100.000 de euro.